câțiva dintre noi am fost acum câteva clipe la mormânt și ne-am repus acolo unde, în mod inevitabil pentru condiția omenească, își odihnește ce-a mai rămas din făptura ei fizică, Maria Constantinescu. Dar, ca să continuăm acest moment de reculegere, să marcăm muzical, pentru că Maria, chiar dacă era, zicem noi, coreografă, în primul rând, dar era de toate, și muzician, și etnograf. Era un animator cultural total, un unicat, am putea spune. Deci, ca să ne aducem aminte de dumneaei, să ne încărcăm de tot ceea ce ne leagă de ea ca sentiment, ca stare sufletească, l-am invitat pe domnul Dumitru Vârbaru, care a cântat în Orchestra Simfonică a Filarmonicii Ion Dumitrescu, să aleagă din repertoriul pe care îl stăpânește câteva piese potrivite pentru această împrejurare. Poftiți, domnul. Thank you.
este ca să rotunjim acest moment de aducere aminte a celei care a fost Maria Constantinescu. Exprima unicitatea de care vă vorbeam. N-am vrut să treacă acest an al dispariției sale fizice fără să ne aducem aminte de ea. Deci, tragicul eveniment s-a întâmplat în august. Sunt câteva luni de atunci. Și n-am vrut să se așeze așa iute uitarea peste cea care a fost Maria Constantinescu. Și am găsit niște aliați puternici care au cunoscut-o, au prețuit-o și care au fost receptivi la propunerea mea să facem o primă comemorare a Doamnei, realmente a Doamnei cântecului, putem spune, deși am cântat, dar era avea o reche foarte bună muzicală, dansului și portului popular. Este bine cunoscut personalitatea marcantă a acestei doamne, care a rămas întipărită în memoria multor păceni, care a lăsat pe mai multe meleaguri din Bâlcea, din județul Bâlcea și nu numai, urme profunde în anumite localități. Mulți își amintesc de marile lucrări coregrafice cărora le-a dat viață în județul Bâlcea. De aceea, Asociația Culturală Izvor de Bâlcea, asociație care de curând a primit 25 de ani de la ființare, și care a realizat o serie întreagă de turnee
în țară, dar în special în afară, începând din Extremul Orient, de la festivalul Primăverii Asiatice, de acum câțiva ani de zile, când a venit cu cărușul românesc și un artist vocal din Meleagul de Bâlcii, au venit încurunați cu trofee pe meleagurile noastre, până la scenele care, pe care au urcat, fie în Franța, Paris, fie în alte zone ale lumii, până jos, în sudul Europei, în Grecia și nu numai. Noi considerăm că dacă vom reuși să punem bazele unui festival, mai întâi să zicem noi național și mai târziu și dar nu prea târziu internațional, noi mergem cu ideea și cu speranța că va deveni internațional, având în vedere faptul că avem prăstare tinere care se ridică din ce în ce mai serios pe ceea ce a creat, pe această spirală pe care a creat-o doamna dansului popular românesc, Maria Constantinescu. În primul rând, vă urez bine ați venit. Vă mulțumesc că ați luat axul binevoit să participați la această comemorare. Și aș vrea să evoc personalitatea doamnei Constantinescu, plecând de la un principiu, că nu sunt produsul dânsa, dar dânsa a ajutat ansamblul în 91, trimițându-l la un festival internațional cel mai tare, cel mai important din România, la Costinești. Tot dânsa m-a trimis pe mine la niște cursuri de perfecționare și am avut ocazia să lucrez cu cei mai buni doi teoreticieni ai dansului. Este vorba de Tita Sever și Puiu Vasilescu. Cu domnul Sever am fost și în jury de mai multe ori. Iar cu domnul Puiu Vasilescu am făcut o perfecționare destul de strălucită din punctul meu de vedere la Sibiu. De asemenea, vreau să-i mulțumesc domnului director că a ales asociația noastră, din punctul meu de vedere, cu argumente, este cel mai tare produs cultural care a existat în județul Vâlcea întotdeauna. Dacă sunt neclarități, pot să răspund la această întrebare. Nu cred că există în județul Vâlcea un moment cultural mai multă fală pentru județ decât Izvor de Vâlcea. Mă scuzat, a trebuit să spun. Sunt câțiva coregrafi în județul Vâlcea. Ați s-a uitat de Mircea Balaban, care au plătit enorm pentru acest județ. Epoca trecută, județul Vâlcea face o notă aparte de restul țării, din punctul meu de vedere, a fost, parcă a fost ceva împotriva dansului. În județul Vâlcea nu s-a reușit să se ducă la o performanță mai deosebită dansul românesc. Dansul românesc este una dintre cele mai mari fale ale țării noastre. Dansul românesc a făcut stațiuni. Este vorba stațiunea Novacie, făcută de ansamblul Doina Gorjului. Primul element al ansamblului Doina Gorjului. Noi avem stațiuni și n-am reușit să facem un ansamblu de profesionist. Am încercat noi pe mai mult, pe două continente, avem destule premii, dar ajutor deocamdată mai puțin în partea autorităților locale și județene. Încercăm să punem bazele unui festival în luna mai. Eu vreau să plec de sus, ca așa am fost învățat, să plecăm direct cu un festival internațional. Voi face tot ce omenește posibil ca să reușim să aducem în Vâlcea, să facem în județul Vâlcea un festival internațional de dans. N-a existat. Nu vreau să ne compară cu alte județe, pentru că este îndemnat.
Despre doamna Constantinescu, deci toți coregrafii de care s-au amintit aici, trebuie să nu se uite că a fost spiritul județului. N-a existat sătul unde să nu se culeagă. N-a existat localitate în care să nu înființeze. Un ceva, o formație de dansuri, un grup folcloric, era imposibil ca din munca dânsei de dimineață până seara să nu aibă roate. O stimez extrem de mult și pentru faptul că își știa măsura. Când dădea de greu, întotdeauna se ducea și apela la apel, la profesioniști. Au fost aduși de dânsa în acest județ nume mari. L-am enumerat plus alții. Întotdeauna dânsa, când vrea să facă ceva, ne adunat pe noi, care mai eram pe scenă, pe domnul director și pe toată lumea, să vadă, să pună la punct respectivul eveniment. Nu-l făcea fără o colaborare. De-aia, întotdeauna, spectacolului doamnei Constantinescu au fost de o ținută deosebită. Și îmi pare nespus de rău că nu mai este și dânsa printre noi, să vadă ce a rămas. Sper ca și personalitățile de față și cele care n-au reușit să vină, să-și amintească cu nostalgie despre Marea Coregrafă, Marea Constantinescu. Vă mulțumesc! Pot constitui un fel de testament al ei. După ce face o evocare a satului, a copilăriei, da? Oamenilor care au marcat-o, zice așa, să enumăr formațiile pe care le-am creat de-a lungul anilor, să reamintesc echipele pe care le-am adus în scenă, premiile lor și poate și ale mele, păi trebuia o carte și merită, că ne vom gândi și la o carte. Nu. Zice domnul ei, mai bine zic așa, Doamne, unde au început toate? Și ce lung e storul cu amintiri ce-mi zboară acum prin memorie? Opriți-vă, vreau să vă spun ceva. Ce voia ea să le spună acestui noi an de amintiri care se rostogoleau peste ea, având și premoniția că de-aia și s-a retras, că nu se știa, nu știa ce vremuri va apuca. Și zice așa, nu-i așa, că merită să te împrăști în oameni și apoi, când îi revezi, să te regăsești în ei? Doamne, ce puțin trăim! S-au spus aici, îmi permite să vorbesc fără microfon, pentru că sunt mai vocală eu. S-au spus aici niște cuvinte foarte frumoase, foarte frumoase și ne-am amintit cu mare plăcere în momentul în care am venit în județ în anul 1982, repartizată prin repartiție guvernamentală și am întâlnit-o. Cred că ce trebuie subliniat și, de fapt, așa este, doamna Constantinescu nu avea, nu simțea nevoia să fie elogiată, dar noi avem această obligație, pentru că noi, modelul animatorului cultural pe care ea l-a constituit, noi de acest model avem nevoie. Și această societate, eu cred că acum mai mult ca atunci are nevoie de acest model. Pentru că acum nu mai avem oameni care să strânească pasiune în copii și dacă în fiecare comună am avea astfel de oameni, cred că am fi în altă parte, acum acești copii au nevoie de îndrumare. Asta a făcut omul și animatorul Maria Constantinescu. Pentru că așa este. Nu era o meserie să fii coregraf sau să îndrum aceste, era o plăcere cu care ardeai și în care ardeai.
Dar această plăcere nu poate cunoaște decât cel care are plăcerea de a face ceva. Și când găsești un primar care te ajută și când găsești un director de școală care te susține, atunci poți să crești o generație de copii care știu și altceva, care simt românește, care simt omul și simt colegul și simt, îi simt pe cei de lângă ei. Asta avem noi nevoie, de acest lucru avem noi nevoie acum. Și mi se pare extraordinar când văd, eu sufăr și acum, am dansat atâția ani, am mers cu doamna Constantinescu în tabere de culegere de folclor. De ce să nu zic, de multe ori zicea, eu te văd pe tine în locul meu și ziceam, doamna Constantinescu, am altă meserie, dansez cu plăcere, fac toate lucrurile astea, dar nu pot să-mi las meseria. Și mergeam cu dansatorii mei și cu doamna am mers, am făcut tabere de culegere de folclor și bucuria pe care o ai când culegi un dans de la vatră. Eu, nefiind din județ, recunosc, dansam altfel, într-un fel, dumneavoastră sesiza lucrul ăsta și îmi spunea, ridici prea mult piciorul, e prea artistică mișcarea, în vatră să dansează altfel. Și acest județ, care are influențe, nord cu Sibiu și toată zona respectivă, în vest avem zona Gorjului, în sud cu Romanațiu, Argeșul, influențe, nu cred că este, nu, eu nu sunt din județ, dar eu trăiesc și simt că sunt a acestui județ. Nu cred că este un județ mai bine poziționat și cu vatră, cu o diversitate atât de mare ca a județului Vâlcea. Și totuși, vorba dumneavoastră, și știu că în 88, în 89, înainte de Revoluție, era un proiect de a constitui și am participat la acest proiect de a constitui un ansamblu folcloric de reprezentativ al județului și mie îmi pare rău și regret că acest proiect nu s-a realizat. Acest județ merită, oamenii merită un ansamblu folcloric și copiii acestui județ merită mai mult decât să face și să reușești acum pe plan cultural. Nu sunt fonduri, știu, întotdeauna sunt scuze. Eu cred că singura scuză pe care o avem este că am uitat că mai avem de făcut și aceste lucruri. Trebuie să făcute și, într-adevăr, ăsta e semnalul Mariei pe care Maria Constantinescu îl transmite în timp. Mișcarea culturală trebuie să continue pentru că avem niște obligații față de acești copii. Nu față de noi sau față de generațiile noastre, pentru că am învățat că am și dansat cu plăcere la viața noastră, am și făcut o meserie cu plăcere, dar acești copii și satele județului sunt pline de copii talentați. Orașul, de asemenea, are o serie mare de copii care ar veni, cred că, cu plăcere într-o sală de repetiție. Așa că eu vreau să cred că este o primă întâlnire și în memoria doamnei Constantinescu cred că trebuie să ne propunem și să tragem mai multe semnale pentru a revigura întreaga activitate, pentru că, vă spun, doar inițiativa privată nu este suficientă în menținerea manifestărilor culturale. Și după cum vedem, toate județele din jur au înțeles acest lucru. Eu vă mulțumesc și eu că sunteți prezenți și să sperăm că împreună vom reuși să facem ceva.